Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru. Am trei invitate în această seară în studioul Mix TV. Este vorba de șefa biroului de management de caz și de alternative familiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Alina Tudorică. Bună seara! Bună seara! Bun venit la noi! Doamna Tudorică nu a venit cu una goală, a venit însoțită de două dintre asistentele maternale ale Direcției. Două doamne de ispravă care de ani buni sunt mame de profesie. Una dintre ele este doamna Florida Pop. Bună seara! Bun venit la noi! Iar doamna Marinela Cramă intră imediat după pauză. Începem în această formulă pentru că în această lună știu că direcția caută asistenți maternali, căutați, selectați și vă pregătiți să faceți față unui necesar sporit de asistenți maternali în condițiile în care, iată, legea s-a schimbat, copiii sub 7 ani nu mai pot sta în centrele de plasament. Ce înseamnă acest moment pentru dumneavoastră? Bună seara, mulțumim pentru invitație și pentru ocazia de a promova meseria de asistent maternal. Este foarte important pentru noi să găsim persoane dornice să profeseze ca asistent maternal în cadrul Direcției de Protecție a Copilului. În permanență am căutat oameni dispuși să facă meseria aceasta. Acum, cu atât mai mult, putem și din punct de vedere financiar să ne permitem să angajăm noi asistenți maternali, pentru că în această perioadă, la nivel național, se derulează în cadrul unui proiect POCU, o campanie de recrutare și angajare de noi asistenți maternali. Și lucrul acesta ne ajută foarte mult, asta cu atât mai mult cu cât legea 272 a suportat o modificare și de anul acesta copiii mai mari de 7 ani pot fi plasați în sistem rezidențial, cei mici fiind obligatoriu plasați în trebuie să găsim măsuri de protecție de tip familial. Nu înseamnă neapărat asistență maternală, înseamnă și plasament familial, dar da. Sistemul rezidențial nu mai este o variantă. Lucru care este clar în avantajul copiilor, este demonstrat că această variantă nu e este cea mai apropiată de cea cu asistentul maternal. Exact. Mediul familial reduce riscurile și dă copilului nevoit să se separe de familia lui o variantă mai ușor de acceptat. E limpede că trebuie să alegeți oameni speciali, e limpede că nu e ușor să-i găsiți, pentru că este o misiune extrem de delicată. Preiei un sufletel de copil trecut deja prin trauma abandonului și să-l pui pe piciorușă și să-i veghezi primii pași. Așa este. E o meserie extrem de solicitantă, dar și frumoasă totodată. Este o provocare, cred că, pentru o familie să primească noi membri care pot sta pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Pentru asta, bineînțeles că avem nevoie de mare disponibilitate, de oameni care, dincolo de condiții materiale decente și stare de sănătate, lucruri ce țin de îngrijirea de bază, să aibă capacitatea de a asimila informație nouă, de a se adapta unor modele noi și de a le prelua, de a crește copii în adaptați vremurilor noastre. Copii care nu sunt ai tăi și... Da, și care, cum spuneați, au multiple traume. Încep deja cu o traumă și pot dezvolta și altele. Ne dorim să nu dezvolte și altele. Nu, și sunt sigură că faceți eforturi în acest sens. Da, ce este important de știut este că activitatea asistenților maternali se desfășoară sub îndrumarea unor specialiști, asistenți sociali, psihologi, care sunt angajați în cadrul Direcției de Protecție a Copilului și
toată activitatea lor are, este cumva coordonată. Da, e un loc de muncă, este un loc de care muncă, presupune niște obligații, niște care se desfășoară la domiciliul persoanei și din cauza acestui, și aici este un lucru pe care oamenii trebuie să-l accepte, faptul că este nevoie să facă unele modificări în locuință și cumva în anumite condiții, nu de spațiu. Chiar dacă locuința și... este proprietate personală, să accepte că va deveni cumva parte a instituției noastre. Și locul de muncă. Ne spune doamna Florida Pop, de când sunteți asistent maternal? Din ianuarie 2000. 2000, deci iată, da, 19 da. Ani, sunteți 19. Printre pionieri, nu? Asistenții deja cu vechime în branșă. Asta înseamnă că la acel moment, dacă ne întoarcem în timp, aveați copii? Aveam. Când ați luat această decizie? Da. În urmă cu 19 ani? Da, aveam o fată de 14 ani și bețelul de 11 și am luat primul copil, a fost... Ați făcut un consiliu de familie? Bineînțeles că altfel nu s-ar fi putut. Deci toată familia trebuie să fie de acord. Toată familia a trebuit să simtă că are dragoste de dat și altuia. Și atunci primul pe care l-am luat a fost un bebe de 9 luni. A, și v-ați înhămat la un bebeluș, deși aveați deja copii da, mărișori? Da, deci n-a fost, cred că și dacă era mai mărișor sau așa, dar așa s-a nimerit. A fost cel mai mic. Ce profesie aveați la momentul la care v-ați La momentul în care am... Ați luat hotărârea să faceți asta, era ceva nou da, în... Tot așa. Eram secretară la o firmă de tâmplărie de aluminiu și PVC și întâmplător am văzut în ziar. Și v-ați gândit că e o profesie care mi se potrivește mai bine. Da. Am zis, de ce nu, că... Mamă geamurile, sunt, da, știu geamurile, să fiu. Termopanele și nu știu ce, dar copiii ăia abandonați au nevoie de un pic de dragoste. Nu numai, și grijă, și muncă, și nopți nedormite dacă v-ați înhămat la un bebeluș. Un pic de dragoste și un pic de suflet și restul... ai, restul vine de la sine. Acum, copilul ăla, piticul ăla sau cât ar fi de mare, trebuie să simtă că este iubit și că în momentul în care dragostea îl iei în brațe, și copil, că îți pui sufletul casa în de copii, lui. Cum da, spunem așa. Noi, are, din punct de vedere material, copii au... Da, dar este diferența. Dar asta e diferența. Dragostea și... face diferența. Chiar și alintul ăla care ni se spune și ați putut să luați un pui de om și să simțiți ca da, pentru proprii da, copii. Da, a fost exact ca și cum ar fi fost al meu. Deci nu s-a pus... Deci n-a spus... Totuși nu v-ați simțit la serviciu. Cumva ați intrat direct în haina de mămică. Exact. Nu, deci serviciul meu de atunci e asta, să ridic câte doi și cea mai mare satisfacție este în momentul eu îi asemăn pe toți cei pe care iau cu un boboc de trandafir, mai așa deschis simte. Sau nu mai deschis. Da. În momentul în care începe să se deschidă și primul zâmbet, primul nu știu, primul și primul prima, mama, nu? E mama, și primul mama. Da, bine, și sunt mama, și oricum. Dar primul zâmbet și prima sclipire de fericire din ochi, asta te face să te duci mai departe, oricât ar fi de nopți nedormite. Ca pentru noi toate da, mamele, da, de da. Fapt. Are 19 ani acum. Chiar 20. 20. Da. Ce ianuarie face? A făcut 20. Ați păstrat legătura? Ce s-a întâmplat cu el? Este plecat în Italia și... în adopție și acum vreo 5 deci, sau 6 ani. Deci l-a ținut până când a fost dat da, în adopție. Da, da. El a plecat la un an și 3 luni a plecat primul, următorul a plecat la 5 ani și ceva și cel care a plecat la 5 ani și ceva, acum vreo 5 sau 6 ani, m-a găsit pe Facebook. O, Doamne! Dar nu e dureroasă despărțirea? Aici mă preocupă foarte mult această problemă. Te atașezi total în momentul în care ți s-a așezat pruncul acela în brațe. Nu numai tu, ca asistent maternal și toată el, familia. Și el și toată familia. Dar să știți că eu cu fiecare se duce o bucățică de suflet. Acum, asta deci, e părerea mea, nu știu. Dar cu fiecare pleacă câte o bucățică de suflet, dar ai o satisfacție atât de mare în momentul în care îl vezi că el își dobândește propria familie. Da. Și
familia și, aia nu va da, mai pierde și, niciodată. Da, da. Și, pe, și, și atunci ești aceea, mulțumit da. Și ai puterea asta e cea mai mare satisfacție. Nu da. Știu dacă material. Ați plâns și... după ce au plecat? Nu. Dar ați luat altul și... Da, și n-am... Au și fost, ați mers mai departe. Doamna Alina poate să știe că după primul... Da, de când, sunteți în sistem, doamna Alina? De la de 20 de ani. De 20 de ani. Din 99. De la începutul deci, la, deci practic drumurile din asta au mers în paralel. Da, da. În, da, anul acesta avem 20 de ani. Mulți înainte vă doresc. Cumva și pe la dumneavoastră. Acum sigur stați mai puțin cu ei, dar tot da, e un domeniu foarte delicat, nu, nu sunt termopane, nu e sunt adevărat. Și ferestră, nu. E adevărat. Sunt foarte multe provocări. Niște pachete care le iei da. Și le pui da. Dincolo. E și uite, iau pachetul, da. E în grijă bună, dar ia și parcă tot. Deja văd lacrimi. Da. Asistența maternală... Cum am simțit. E greu. A început da. În Brașov, în ideea... Nu, în Brașov, în țară. În ideea de a pregăti copiii pentru plecarea în familiile de adopție. Deci, clar, asta a fost știut, în 99. Da, și copiii nu stăteau foarte mult timp, stăteau pentru o perioadă scurtă de timp, asistenții maternali erau pregătiți, sunt și astăzi, dar de la bun început au fost pregătiți în ideea în care ajută niște copii să se adapteze cu viața de familie, erau copii luați din leagănul de copii pe vremea aceea, care aveau o situație juridică care permitea adopția și știam că în scurt timp vor pleca. Și faptul că stăteau puțin poate că a ajutat. Avem o serie de asistenți da, maternali însă care au adoptat primii copii pe care i-au avut. Am auzit povești sunt că foarte mulți dintre asistenți au sfârșit da, prin a deveni părinți adevărați. Mulți dintre ei așa au început. Primul copil sau au lăsat să primul copil a plecat, pe al doilea nu s-au mai putut despărți și l-au adoptat, după care și-au continuat activitatea. Aveam categoria asta de asistenți maternali. Dar alții s-au rodat și pentru că primii n-au stat foarte mult și s-au obișnuit cu ideea și cu meseria. Da, și cu ideea că e o meserie foarte specială. Pe de altă parte, noi insistăm foarte mult pe partea de formare, pe lucrurile acestea, pe e o pregătire psihologică importantă și o selecție, mă gândesc foarte. Și selecția, dar și pregătirea ulterioară, pentru că degeaba, la cursul de formare inițială, pe care oamenii îl fac înainte de a ajunge să devină asistenți maternali, toți sunt foarte senin și consideră că e ceva peste care pot să treacă și e ușor. Pentru că nu-și pot imagina. În momentul în care apare da. Problema și copilul chiar trebuie să plece și separarea se întâmplă acolo, apare tragedia. Da, da, mă gândesc. Dar, deci un moment... De obicei, poftează. După o perioadă de concediu, avem grijă să le dăm alți copii. Deci și... a avut nevoie de o perioadă de concediu, v-ați revenit și ați pornit cu forțe proaspete. Acum, ce aveți acasă? Acum am acasă un băiat de 16 ani. Un adolescent, wow! Da. Iară mămică de adolescent. Da, care a avut probleme mari când era foarte mic. Până la 5 ani și 8 luni n-a vorbit. De când era dumneavoastră? De la un an, fără 10 deci zile, el, da. El este de foarte, deci iată că numai din categoria. Mai, printre cei mai vechi în familie, care merge la cursuri normale acum, dar încă mai sunt probleme cu el. Și mai am unul mic, luat la 10 luni din spitalul de copii, care la 2 ani și 4 luni a fost diagnosticat cu leucemie. O, Doamne! Da. Am stat 6 luni de zile în spital. Doamna Alina știe că era când la spital, când acasă. Am reușit să ne... Suntem în remisie totală, remisie completă. Tot iubirea e vitamina. Așa a zis și doamna doctor, că poate dacă n-ar fi fost cu mine acolo, poate în ziua de astăzi n-ar mai fi fost. E foarte lipit, are 8 ani. Și... mergem înainte. La mine e un caz mai special că așa s-a nimerit să fie doi. Deci atât că o încercare și mai grea, e vorba de copii care au avut și probleme de sănătate.
nu se întâmplă în situații în care asistenți maternali să nu fie ca doamna Florida și să spună nu pot, nu sunt în măsură, nu mă bag la asta, dați-mi un copil mai ușor, mai ba da, și nu au nicio obligație în sensul acesta, sunt atestatul pe care fiecare persoană care solicită angajarea ca asistent maternal îl obține în urma unei evaluări și cu un curs, cum spuneam, specifică capacitatea persoanei. Sunt oameni care nu doresc să se ocupe de copii cu probleme de sănătate și ținem cont de lucrurile acestea. Și de vârstă și de problemele pe care deosebite pe care copiii le ridică. Ajutor suplimentar atunci când sunt astfel de probleme? Mă gândesc și la ajutor financiar? Doar, vorba de doctori? Nu, doar dacă, dacă problema copiilor îi presupune încadrare în grad de handicap, într-adevăr, salariul este altul sau și un spor, cumva, alocația este mai mare. De, da, există un spor. Da. Cât de mare e diferența? 25%. 25% că... sporul și alocația. Da, și alocația. Bun, alocația o ia fiecare copil. Nu, alocația de plasament. Alocația de plasament este plus jumătate, nu? Cu 50%. Și ce înseamnă în bănuți? Că cei care ar dori să vină spre dumneavoastră să-și facă o socoteală, ok, am foarte multă iubire de oferit, sunt între, văd, 26-52 de ani, sunt sănătoasă, am experiență, copilul meu are deja o vârstă, aș avea o cameră, nu? Pe care se oferă sau nu neapărat o cameră? Este necesar ca să existe un spațiu al copilului. Să existe, da, posibilitatea amenajării unei camere pentru copilul care urmează care să... Vine... Bineînțeles, depinde de vârsta copilului. Mă gândesc și la salariu. Dacă... Să mă bag sau nu mă bag? Pentru că aveați doi copii încă de ținut în școală, în liceu, deci e clar că trebuia să aveți, să contați pe niște bănuți. Salariul brut este de în jur de 3.000 de lei. Spuneam că sunt niște diferențe în funcție de copii, dacă sunt sau nu încadrați în grad de handicap și de numărul copiilor, dacă vorbim de unul sau de doi copii. Dar dacă așa, sunt în jur de 3.000 copii, de lei. Sporul este de 15%. Deci al doilea copil nu mai așa rentabil cum să sunt termen cinici, da? Da, într-o perioadă, pentru că vorbeam de istoria asistenței maternale, cum am început și ce a urmat după aceea, în 2004 leagănul de copii s-a închis, instituționalizarea copiilor mai mici de 2 ani a fost interzisă și asta a presupus preluarea tuturor copiilor și plasarea în asistență maternală. La momentul acela și după, tot ce a însemnat necesitatea de a intra în sistem presupunea rezolvarea problemei prin plasarea la asistent maternal. Din cauza acestui lucru au fost perioade în care am fost obligați să plasăm câte doi copii, uneori și trei. Și uneori au fost chiar probleme, au fost niște demisii, nu? Da, am avut și situația asta cu oameni care inițial fuseseră evaluați și atestați pentru a îngriji un copil și care nu aveau capacitatea de a lucra cu doi. Ori noi eram obligați să preluăm copiii și nu puteam să facem angajări noi. Din cauza nu era bugetul, nu permitea bugetul atunci. Astăzi situația este un pic alta. Astăzi că avem locuri, putem să angajăm asistenți maternali. Căutați 72 de asistenți în acest moment. Da, de posturi vacante avem și am putea să angajăm numărul acesta de oameni și atunci nu mai suntem în situația de a forța lucrurile și de a plasa câte doi copii. Pentru că puțin acolo, atunci forțarea asta nu știu dacă nu este benefică, în avantajul copiilor, bineînțeles. Nu toți sunt doamna Florida, da. Să poți duce un copil cu probleme. Tot cu câte unul. Deci, dar totuși mă gândesc un adolescent cu problemele pe care le-a avut un copilaș mai mic cu leucemie, mă gândesc că e adevărat, deja. E foarte greu. Avem oameni minunați și probabil că nu e întâmplător că fac meseria aceasta, nu e o meserie pentru oricine. Deci nu banii te pot, nu pot cu siguranță fi... Nu. Eu am întrebat pentru că e un amănunt important, sunt dar necesar, cred că... sigur că da. Dacă mergi numai pentru bani... Clar că nu este alegerea bună dacă interesul este salariu, pentru că clar cheltuielile legate de copii sunt mai mari decât alocația. Plus că exact, la un copil nu faci
o diferență clară. Și copiii primesc o alocație de plasament de 600 de lei și alocația de stat pe care toți copiii am o au. Înțeles. Iar această sumă poate că nu acoperă întotdeauna toate păi nevoile. Știm noi toți care suntem părinți cam cât cheltuim cu copilașii pe care îi avem. În orice caz nu ne încadrăm în alocație. Eu vă mulțumesc mult că ați venit aici și sunteți minunată și apreciez din suflet. Vreau să o ascultăm și pe doamna Marinela Cramă. Un mesaj pentru cei care acum se gândesc, vă privesc și se gândesc că ar dori și ei să fie asistenți maternali. Dacă vor să fie asistenți maternali, să se gândească cu sufletul. Și v-am spus, nu e ușoară, e frumoasă, sunt satisfacții fantastice, dar în primul rând fă-o cu sufletul, după aia gândește-te la bani și la restul. Copilul are nevoie de dragoste și de suflet și după aia de ciocolăți sau mai știu eu. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Luăm o mică pauză și o luăm pe doamna Marinela Cramă să continuăm emisiunea. Revenim cu doamna Marinela Cramă, pe care o salutăm. Bun venit alături de noi. Doamna Florida Pop ne-a mai spus că a avut și niște momente mai greu de gestionat atunci când a dus înapoi în familia naturală niște copilași. Sunt tot felul de situații. Aceasta. Dar oricum când pleacă copilul, cum a spus și ea, pleacă ceva din tine. Cu fiecare dintre ei. De-a lungul timpului am învățat să, cum să spun, să las așa un grăunte ca să am de unde ca, cum să spun, de unde să rodească din nou. De unde să plec din nou. Că altfel nu altfel te risipești. E o meserie foarte grea din acest punct de vedere. Deci uneori se reușește reintegrarea copilului în familia care l-a abandonat. Da, este prioritară. Este prioritară, este cea mai potrivită soluție uneori, pentru că e o familie care deja l-a abandonat. Nu vorbim de reintegrare decât în situația în care părinții demonstrează că sunt responsabili și își pot asuma. Merită a doua șansă. Da. Chiar dacă sunt părinți care solicită reintegrarea copiilor și ea nu are loc pentru că ei nu pot să facă dovada că pot să-și asume acest rol. Da? Deci nu este suficient ca oamenii să-și repare acoperișul casei sau să-și pună geamuri la casă dacă asta a determinat separarea. Abandonul, da. Este nevoie de mai mult. Și din cauza aceasta vorbim de foarte puține reintegrări. Puțin din părinți, deci sunt puține din păcate, situațiile. Reușesc să-i reintegreze copiii și să își asume rolul. Că una este starea emoțională asistentului maternal atunci când merge spre mai bine, spre o familie care îl dorește, care îl iubește și că ai o reală strângere de inimă atunci când decizia este să se întoarcă într-o familie care l-a abandonat, care are probabil dificultăți de tot felul. Acum, și e adevărat, dar de la bun început, asistentul maternal este informat, cunoaște în permanență toate datele. Știți cum e, una e știință, alta e. E adevărat, dar la nicio reintegrare nu se face fără ca acel copil să fie vizitat, să aibă loc întâlniri între părinți și copil. Și fel de preluare părinții copilor vin, se întâlnesc cu copii în prezența asistentului maternal și toată trecerea aceasta se face numai cu ajutorul asistentului maternal, nici n-am putea altfel. Na, cu siguranță, pentru că el e atașat de acel asistent maternal, mama, nu? Este. Și de multe ori, adică dacă e vorba de copii mici, poate că lucrurile sunt mai simple, dar putem vorbi și de copii mari care sunt deja integrați în familia asistentului care percep maternal. Destul de dur și
desprinderea. Care clar nu vor fi desprinși fără acordul lor, fără ca ei să-și dorească lucrul ăsta și lucrurile să se întâmple treptat. Vă spuneam, sunt rare situațiile. Mai degrabă pot fi reintegrați copiii din centrele de plasament, pentru că nevoia lor de a avea o familie este atât de mare încât ei acceptă mai ușor să se apropie și țin altfel legătura cu părinții. Ăsta poate e un neajuns al asistenței maternale sau cumva punctul minus, că reintegrările nu prea mai sunt funcționale. Poate mai mult cu cât vorbim de copii care de mici, de foarte mici sunt separați de părinți, mulți dintre ei sunt preluați chiar din maternitate. Și atunci să refacem o legătură care, sau să construim o legătură care n-a existat, e destul de dificil. Când reușim, este bine, cred că, pentru copii, pentru că poate fiecare copil în sufletul lui tânjește loc acolo unde părinții lui biologici. Da, de foarte multe ori și copii adoptați care sunt foarte fericiți simt nevoia să-și cunoască familia, să înțeleagă. Da, despre acest lucru. Oricum, ceea ce doream să punctez este faptul că niciun copil nu este luat pur și simplu smuls din familia asistentului maternal și dus oriunde în altă parte, toate lucrurile acestea sunt cumva controlate și făcute în interesul copilului. Că nu întotdeauna iese minunat din punctul nostru de vedere sau după mintea noastră, asta posibil să fie așa, pentru că în momentul în care integrezi copilul în familia ta și îi oferi o viață frumoasă în condițiile a ceea ce noi numim normalitate, ni se pare ciudat ca el să ajungă în alte lume, pentru că vorbim de lumi diferite. Așa, este, dumneavoastră știți cel mai bine acest lucru. Doamna Marinela, cum sună povestea dumneavoastră? Ce aveți acum acasă? Cine vă așteaptă? O fetiță de 11 ani, este minunată. Da. Este în clasa 4. Învață bine? Are diabet zaharat. Deci tot o problemă. Da, cu probleme. Dar facem față cu soișuri, cu coborâșuri. Dar să știți că este foarte important ca copilul să-și cunoască rătăcinile. Îi spuneți, vorbiți despre aceste lucruri. Foarte... Și cum pricepe la cei 11 ani această situație? Depinde cum mi se explică. Deci noi nu suntem puși să judecăm. Noi suntem puși să ferim, e mult spus, să ajutăm copilul să treacă de trauma pe care o trecem, de abandon, că este totuși un abandon și copilul acolo undeva și până la urmă vede și la școală că ea nu are familia pe care o alți copii, face comparație. Asta este altă problemă, deci tot asistentul maternal trebuie depinde să... sigur de fiecare, deci, de priceperea lui de felul de în care vă spunea și colega mea. Deci noi nu facem diferență între copiii noștri și copiii care ne intră în casă, să spunem. Deci odată ce i-am luat, sunt ai noștri. Suntem frați. De când o aveți pe fetiță? Deci eu am din 2009. Era mititică. Deci avea un anișor atunci. Un an și 8 luni. Un an și 8 luni. Da. Așa, a fost o dragoste la prima vedere. Și coincidența este că și copiii mei tot așa au simțit. Aveți copiii dumneavoastră? Da, eu am doi băieți și fetiță. Deci aveați trei copii și totuși avem doi venit... copii și... am înțeles. Aveți trei copii, corect, iată deja. Am patru. Acum patru. Da. Am înțeles, este... Noi spunem tot așa că... ați făcut ședință și ați spus... Bineînțeles, da. Deci este o muncă de echipă. Nu putem lucra deci, numai noi. E numai mama de profesie și tatăl de profesie, sunt și frățiorii. Da, și tata... Care are și nașa de la direcție. Și nașa, și nașa mai multe nașe. Sunt mai multe nașe. Ar fi cam copleșitor. Da. Câți copilași sunt în acest moment? Păi dacă aveți la 163 de asistenți maternali, mă gândesc că aveți... Nu, 163 de posturi de avem. De posturi și nu sunt... Avem acum 89 de asistenți și copilași și în jur de 160. O să tășe pe iată, că nașa are mulți de păstorit. Deci,
E copilul dumneavoastră, așa simțiți și așa simte și el și dacă... Copilul simte, dacă nu... Dacă peste o lună se ivește o familie care... Păi, am avut deja. Am avut experiența. Deja e pețită, da. Ca să spun. Nu, a fost alegerea ei să revină în că... familia domnului. Asta spuneam, da, indiferent că e vorba de familia biologică sau de familia de adopție, copiii au un cuvânt de spus. Și la orice dacă, vârstă? De la ce vârstă? La orice vârstă au un cuvânt de spus, pentru că sunt copii mici care... pur și simplu se lipesc de oamenii care iată, vin să-i vadă, da. Și pleacă liniștiți și sunt și copii mici care de la bun început nu acceptă familia și îi determină pe respectivii oameni să renunțe și să nu facă alegerea. Dar sigur copilul face alegerea întotdeauna. A, deci alegerea deci, și când vine e vorba de familie, de adopție, da, și da. Când e vorba de... Și acum, deci în ce situație vă găsiți micuța? Cu fetița. Da. Păi, continuăm. Nu știu ce... Situația e juridică, permite adopția. Adopția, da. Dar, deci vă așteptați da. Și poate vă doriți? Vă doriți sau nu vă doriți? Spune sincer. Deci, nu este o alegerea mea. Asta vă spun. Este alegerea ei și dacă se ivește, este alegerea ei pentru că este dreptul ei. Și îi spuneți acum în copii această fază... Copiii înțeleg că da, au dreptul la acest an. Deci ai dreptul la o mamă, ai dreptul la, la un tată, ai dreptul la frați. Alegerea este a ei. Au posibilitatea să se întâlnească, să iasă. Nu sunt momente în care pot exista gelozii între copiii dumneavoastră? Nu, și nu s-a întâmplat. Copiii răsfățați au problema asta, să dea o jucărie uneori. Deci în 20 de ani de căsnicie, e ca o căsnicie, e tot un soi de contract. Nu vi s-a întâmplat să fie vreo gelozie sau de un moment de genul, ea nu este copilul tău, de ce o iubim? Situații de acest gen care iarăși probabil vine... că mai sunt în general. Și frații vorbind. Au rivalități. Hai să fim serioși. Ce bătăi trăgeam eu cu sora mea pe vremuri și eram... Nu, sunt... Sunt situații și în familiile normale, absolut obișnuite. Cu siguranță nu e ușor, nici și asta și spunem asupra... cu precădere pentru cei care se gândesc să aleagă meseria aceasta. E un lucru extrem de important și pentru copiii din familie. Pentru că și pentru ei este dificil intră și la evaluarea aceea familiei intră, pe da, care o faceți. Da, 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 și la partea de pregătire, pentru că pe de o parte e dificil să accepti ca iubirea să o împarți fură cu... din iubirea mamei, nu din iubirea tatălui, nu fură. Da, eu așa am înțeles, ați știut să învățați și să accepte. Dar copiii trebuie să învățați, copiii trebuie învățați și nu e ușor nu pentru e ușor. Ei, pot fi și geloși, la fel e foarte dificil momentul plecării. Pentru greu și copii e poate mai greu decât pentru adulți care poate înțeleg lucrurile altfel. Și preluați și consilierea lor sau da, de da, ce? Da, da. Vin și ei spre dumneavoastră, au nevoie de ajutor. Da. Deci în acest moment căutați doamnă sau și domni? Căutăm cam mămici sunt în general. N-aș vrea să discriminăm și nu pot să spun că nu căutăm și da, căutăm asistenți maternali. Din experiență este dificil pentru un bărbat să ai desfășoare această activitate singur. Avem însă varianta de soț-soție, care este minunată. Putem astfel rezolva problema fraților care necesită să fie plasați împreună. Și acolo unde așa mândoi sunt soția, angajați putem vorbi de un număr de 3 sau de 4 copii care pot să rămână. Deci aveți asemenea familii de asistenți. Avem familii de asistenți maternali. Da, 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 e minunat să găsim aceste formule. Da. Păi poate să gândesc cei care ne privesc să se înhame în doi, cu atât mai frumos este și poate provocarea. Ce au de făcut cei care vor să vină spre dumneavoastră? Evaluarea presupune a prezentat o serie de documente pe care noi le solicităm. Urmează o serie de întâlniri cu asistentul social și psihologul care fac parte din echipa aceasta de evaluare. Persoanele care îndeplinesc condiții
zile. Sunt selectate pentru un curs de formare inițială, da. Și toată această evaluare și pregătire au scopul de a atesta persoana respectivă, deci ca asistent maternal. Doar persoana atestată, cea care primește atestatul de asistent maternal, care specifică, cum spuneam, numărul copiilor, problemele lor, vârsta, aceste persoane pot să se înscrie la concursul de ocupare a posturilor vacante pe care noi îl organizăm periodic. Deci va fi un concurs. În momentul în care avem persoane atestate, organizăm și concurs. Un concurs care constă în ce probe există? Concurs care înseamnă o probă scrisă și una orală cu lucruri clar parcurse în timpul evaluării și cursului de pregătire. Nu este nimic care se sperie. Nu e de tocit, Nu sunt doar lucruri generale pe care asistenții maternali vor fi ulterior obligați să le îndeplinească printr-o fișă de post, fiind de angajații. Demisie, pensionare, concediu medical sunt situații pe care trebuie să le gestionați de asemenea. Din păcate, da. Acum, pentru că spuneam că avem 20 de ani, avem de aceea și numărul asistenților maternali este în scădere. Suntem în situația în care avem foarte multe persoane care se apropie de vârsta pensionării. Noi nu ne dorim și niciodată nu am mutat copiii din familia asistenților maternali pe motiv că au împlinit o vârstă sau că cineva și-a dorit să-i mute în sistem rezidențial. Nu se întâmplă lucrul acesta. Dar în situația în care asistentul maternal se pensionează și nu alege varianta de a lua copiii în plasament familial, pentru că există și varianta asta și foarte mulți asistenți maternali au ales. Merg pe formula asta. În varianta în care lucrul ăsta nu este posibil, atunci suntem nevoiți să îi transferăm în sistem rezidențial dacă nu avem altă variantă. În permanență, pentru copii plasați, urmărim fie reintegrare, fie deschiderea procedurii adopției și identificarea unei familii de adopție. Da, asistența maternală nu trebuie privită ca o îngrijire pe termen lung. Este o măsură de protecție, dar în perioada desfășurării ei se urmărește o finalitate și e de dorit pentru copii să stea cât se poate de puțin. Că lucrurile astea nu se întâmplă întotdeauna, situațiile sunt diferite și atunci când nu se poate găsi o soluție definitivă, cum spuneam, reîntoarcerea în familia biologică sau adopția, e de dorit să nu schimbăm cu siguranță măsura și... Cum vă înțelegeți cu asistenții maternali? Că trebuie să-i supravegheați, trebuie să-i controlați? Fiecare asistent maternal lucrează într-o echipă de doi asistenți sociali, unul al copilului și unul al asistentului maternal și cu un psiholog. Și, bineînțeles, eu coordonez activitatea tuturor. În așa mare, spuneam. Dar, da. Întotdeauna unde sunt mulți angajați. Aveți un colectiv important, plus familiile acestor asistenți. Deci, da. E o familie mare, mare. E o familie mare, sperăm să fie și mai mare. Păi va fi. Pentru a putea ajuta cât mai mulți. În această perioadă, toată luna, căutați au o perioadă? Ce au de făcut cei care vor să vină spre dumneavoastră? Tot anul, adică noi în permanență așteptăm oameni, nu se termină luna și... Deci nu aveți acum un concurs și gata, atrageți în mine? Nu, asta spuneam, în momentul în care avem un număr de asistenți maternale atestați, organizăm concurs pentru că știm că există solicitări. N-ar avea sens astăzi să scoatem la concurs un număr de asistenți maternali pentru că știm că nu sunt persoane atestate și atunci n-ar avea cine să se înscrie. Copilașii
acasă, ce se întâmplă cu ei? Există în momentul nevoie acesta, de asistenție? Înseamnă că sunt copii care au... Nu sunt copii în așteptare. Noi preluăm toți copiii. La momentul acesta facem față copiilor care necesită să fie plasați, dar pentru a nu pune presiune, pentru a nu fi nevoit să plasăm câte doi copii în familiile asistenților maternale acum angajați și pentru a completa locurile celor care ies la pensie și încheie activitatea, e necesar să atestăm oameni noi și să formați cadre de nădejde, parteneri, de fapt, da. Le spune, pentru că sunt partenerii. Cu atât mai mult, ca noutate, de acum înainte vom căuta și familii de plasament care sunt evaluate exact la fel ca și asistenții maternali, dar nu sunt angajații noștri. Am înțeles. Ultimul cuvânt îl dau doamnei Marinela Cramă, că este cu partea de emoție, ca și colega dumneavoastră. Poate că mulți spun că ați făcut o alegere fericită și vă invidiază, poate că mulți spun, Doamne, n-aș face asta niciodată. Ce le spuneți celor care vor, acum se gândesc dacă vor sau nu vor, dacă intră în acest, își găsesc acest job, pentru că este un job. Este un job și nu este un job. Spun că ar trebui să ne gândim un pic la copiii care au mare, mare nevoie de noi. Dragostea nu costă. Și se spune că nici nu aduce profit? Sau că e o investiție pe care n-o scos niciodată, cea pe care o faci în copii? Nu știu, eu n-am făcut-o pentru investiție, am făcut-o pentru dragostea pentru copii. Îmi și plac foarte mult și îți dă satisfacții fără egal. Fără egal. Când îți vine un copil, eu am lucrat foarte mult cu copiii cu probleme, doamna Lina, așa s-a nimerit, nici n-am... Așa a vrut Dumnezeu, și când așa... Ei v-au ales, cum spuneam, pentru că... Cel de dar au plecat în adopție, da, și au fost foarte așa. Bine acutați. Și când pleacă de la tine fericit și mult, foarte mult mai bine și spre mai bine, asta este plata noastră. Eu zic că a primi niște copii în familie înseamnă și un câștig, pentru că sigur provocarea asta nu e întâmplătoare și acea familie are șansa să crească. Primind acel copil și făcând față tuturor provocărilor, clar crești, te dezvolți și e o ocazie poate mai bună decât oricare alta să îți rezolvi tu ca om probleme sau... face mai bun. Așa da, este. Este o provocare fără egal cu răsplată de asemenea. Ei m-au învățat răsplata... Da, am văzut. Dar amândouă aveți lacrimi de bucurie și de emoție în ochi și minunat că ați transmis această emoție frumoasă. Mulțumesc din suflet, emisiunea a fost prea scurtă pentru câte povești aveam. Trebuie să ne revanșăm. Alina Tudorică, șef serviciu management de caz alternative familiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, invitata mea astăzi într-o pledoarie minunată pentru asistența maternală și cu două ajutoare de nădejde, două mărturii fără egal, aș spune, două doamne de poveste, Florida Pop și Marinela Cramă. Mulțumesc din suflet, doamnelor! Mulțumesc pentru tot ce faceți! O seară excelentă tuturor!